pentru că ăsta este cel mai mare muzeu outdoor din lume. Am primit și o hartă, care e cât mine. Începem vlogul de astăzi direct de la Ancient City. Acest oraș impresionant are diverse clădiri reprezentative din Thailanda. O să vă dau mai multe detalii pe măsură ce intrăm înăuntru. Este la o oră de mers aproximativ din centrul Bangkokului și va fi absolut superb. Vom avea câteva imagini aici pe care nu le-ați mai văzut probabil nici măcar în filme. Abia aștept să intrăm și să vă arătăm. Acesta este punctul de plecare. Va trebui să ne le luăm biletele în format fizic, deoarece le-am achiziționat de pe Cluj și vom străbate toată această distanță pentru că sunt atât de multe lucruri de văzut, cu ajutorul unei biciclete, probabil, pe care o vom închiria de la fața locului. Acesta este cel mai mare muzeu privat outdoor, după cum vedeți, din toată umanitatea. Are 200 de hectare și 109 clădiri în miniatură, astfel încât noi să le putem vedea din toată Thailanda. O să fie incredibil de frumos. Abia aștept să intrăm. Haideți să intrăm! Noi biletele le-am achiziționat ca de obicei de pe Cluj, pentru că acolo obținem cele mai bune deal-uri, zic eu. Acesta este locul din care urmează să ne preluăm biletele în format fizic, probabil. Da. Uite, scrie acolo online booking, deci ăsta e locul. Pentru că ăsta este cel mai mare muzeu outdoor din lume, am primit și o hartă, care e cât mine. Poți să te plimbi aici cu golf cartul, poți să-l închiriezi, costă 350 de bați, sau cu bicicleta, care costă 150 de bați. Golf cartul este doar pe o oră, 350. Golf cartul este pe două ore, prețul respectiv, după care fiecare oră se plătește separat. Se plătește în plus, ok. Noi mergem cu bicicleta, care ne place foarte mult și ne e dor de bicicletă, și o să vizităm toată nevoia asta. Prima clădire la care ne-am oprit este o stupa. Practic, acest tip de clădire îl puteți vedea în fiecare templu budist sau aproape în fiecare templu budist. În această clădire sunt depozitate relicvele lui Buddha. Practic, sunt lucruri pe care le-a folosit de-a lungul vieții. E foarte fain să mergi așa cu e-bike-ul sau cu bicicleta. Da, cu e-bike-ul e mai bine. Cu e-bike e mai fain, da. Așa mi se pare. Mai există și opțiunea de golf cart. Există diverse opțiuni. Haideți să vedem aici ce este. Aici vedeți un alt tip de stupa. Aceasta este similară cu una pe care o regăsești în Java, Indonezia. Chiar se vede că e stilul ăla indonezian clasic. It's possible for the townspeople to live on their own. The town provides sufficient facilities and necessary structures, which are important for the physical and psychological well-being of the people. There are shops selling all kinds of goods, entertainment centers, and their lives in the way that they are used to. Acum am venit într-un loc care se numește Ancient Market. Ancient Market. Practic, aici este o piață tradițională care este reconstruită după forma celor existente în trecut. Și practic aici reprezintă, este o reprezentare a fiecarei structuri dintr-un sat, teatre, tot felul de localuri, tot felul de locuri de întâlnire ale localnicilor, astfel încât să-ți dai tu seama cam cum erau ei organizați. De exemplu, aici avem niște instrumente pe care ei le foloseau. Ce fain ar fi să le putem și auzi. Da, cred că muzica ce se aude în fundal este făcută de aceste instrumente. Probabil. Foarte drăguț. De asemenea, acest loc, bineînțeles, că are multiple locuri în care poți să iei suveniruri și respectiv să bei ceva, să mănânci ceva. Sunt vreo 3-4 din ce ne-am arătat. Ce încăpere frumoasă este aici. Acest loc este foarte fain pentru că îți oferă așa un fel de experiență autentică thailandeză.
Știți cum cred că este? De fapt, este un fel de muzeu al satului, cum avem noi în România, numai că este al satului tailandez. Ca să fie cadrul perfect, au pus aici și o mică cascadă artificială, dar sunetul completează perfect muzica și atmosfera de aici. Deci ai putea să stai aici la umbră o lungă perioadă. Am ajuns într-o clădire care se numește The Tiger's King Palace, Palatul Regelui Tigru, cred că. Este decorată din secolul 17, într-un stil din secolul 17. Să vedeți cum arată interiorul, arată incredibil de bine. Toată clădirea este făcută din lemn masiv și are aceste elemente aurii peste tot. Nu știu dacă nu cumva era o combinație de templu și palat, pentru că acolo are și câteva statui cu Buddha, sau poate au fost adăugate ulterior. Ce ne fascinează aici este că mâncarea este foarte ieftină. Sunt tot felul de locuri din astea unde poți să mănânci. Aici, în acest muzeu, se găsesc ultimele două palate în stil original tailandez, dintre care unul este acesta în care suntem. Aici sunt tot felul de scene cu aur care se pot vedea din viața lui Buddha și din cultura tailandeză. Are un aspect impresionant, n-am mai văzut așa ceva. E fascinant că oamenii ăștia cumva combină aspectele care ar putea fi chicioase pentru noi, dar le combină într-un mod atât de plăcut, de nu-ți vine să crezi. În dreapta noastră avem un palat care are un acoperiș argintiu, dar un argintiu cum n-am mai văzut niciodată. E un fel de bronz, dar parcă e mai închis, așa, e foarte impresionant. Haideți să vă spun mai mult despre palatul din spatele meu. Acesta era folosit ca loc de recepție a invitaților de seamă. De exemplu, aici a fost invitată regina Elisabeta Angliei în anul 1972. De fapt, în 1972, când s-a finalizat acest palat, a și fost deschis muzeul în care suntem noi acum. Am ajuns la Ghost Museum. Se aud acolo și se sunete așa ciudate. Dani, vino repede! Vino repede!
de tare, se văd toate sculpturile astea, sunt în semi-umbră și se văd așa ca și cum te-ar ataca. Oi! Și la highlight-ul acestei aventuri, și anume această clădire care este înconjurată de un șarpe, arată așa de interesant, foarte, foarte faină este. Zice Dani că e pește, nu-i șarpe, cred că e pește, da. Tot acest parc este înconjurat de canale cu apă, pe care sunt diverse atracții turistice. Este până și un fel de floating market vechi în care poți să vezi cum era pe vremuri. Și sunt diverse atracții turistice care sunt chiar pe apă, cum este această barcă. Sunt multe, de altfel. E foarte interesant tot ce se întâmplă aici și chiar vă recomandăm, dacă veniți în Bangkok, ăsta cred că ar fi number one, mai ales dacă sunteți interesați puțin și de cultură și vreți să vedeți clădirile, arhitectura și tot ce înseamnă. Prețul este super accesibil, înăuntru poți să mănânci la prețuri foarte accesibile. Asigurați-vă măcar 5-6 ore într-o zi pentru că aveți ce face aici. Dar și printre cele mai frumoase este pavilionul iluminaților, The Pavilion of the Enlightenment. Practic, aici se vorbește deja despre Buddha și despre toate calitățile pe care trebuie să le aibă cineva pentru a ajunge în starea de nirvana și la iluminare, de fapt. Este incredibil de frumos pavilionul ăsta și mai ales văzut de sus, poate reușesc să vă fac un cadru și de sus. Și haideți să-l descoperim! Ce mai trebuia să vă spun este că de fapt aici sunt mai multe pavilioane, nu este unul singur. Toată această structură de lemn este pusă pe apă. Crezi că este un lac? Da, crezi că este un lac. Și toate au culoarea asta, combinația de roșu, verde și auriu, pe care de fapt o regăsiți peste tot în acest parc. Grazie. Și aici este așa un soi de floating market sau o imitație de floating market. Aceste bărci sunt bărcile pe care, în mod normal, oamenii ar vinde tot felul de preparate. Cred că pe aici le și vând la cum sunt puse toate lucrurile. A, uite, doamna vinde! Ce tare! Aici avem ceva preparate, cred că din pui. Încă o doamnă aici face ceva preparate speciale pe care le-a mai gustat ceva.
și aici avem... Nici nu știu ce, la seamănă cu Pad Thai. Ce fain! Bineînțeles că în orice loc, în Thailanda sau în Asia, poți să hrănești și elefanții sau să te urci pe ei, bineînțeles. Numai că sunt legați cu un lanț de picior și sunt ținuți în niște condiții nu foarte prietenoase, așa că nu v-am recomandat să faceți asta. Dar aveți și opțiunea asta în cazul în care doriți. Aici există și un floating market real, un floating village mai degrabă, însă cred că intră într-o stare de paragină pentru că nu se poate merge în el, dar e foarte interesant de privit așa de afară să vezi exact construcțiile cu acoperișul de paie, cum au ei toate decurile astea pe lângă. Aceasta a fost vizita noastră la Ancient City. Dacă veniți în Bangkok, trebuie neapărat să vedeți acest loc. Nu uitați să apăsați like dacă v-a plăcut acest video și să vă abonați. Musai, vă rog, abonați-vă!